Oddio. Fuck with me and get some money, yeah. Ay, fuck with me and get some money, ay, yeah. Fuck with me and get some money, ay, yeah. Fuck with G and get some money. Bună, ce face? Sunt Urban Gobi. Știu că de foarte, foarte mult timp nu am apucat să fac videouri pe limba română, dar acum a venit timpul și pentru asta. Pentru voi astăzi am venit cu un supermarket challenge pe canalul meu român. Încă nu prea a fost supermarket challenge. Nu a fost de fapt supermarket challenge. Și astăzi o să fie un supermarket challenge, dar înainte vă rog să-mi lăsați să prezint noul meu sponsor de Nutritions, Genius Nutrition. Dacă mergeți pe geniusnutrition.ro puteți să vedeți toate lucrurile acolo și o să am și eu un cod aici pe care dacă băgați la când comandați o să primiți încă nu știu câți la sută, că înăuntru în acest box se află și contractul meu și după ce deschid cutia o să aflu mai mult ce află în cutie, chiar cum e contractul meu și care este codul meu dacă vreți să comandați de pe geniusnutrition.ro. Dar cum am văzut pe site, din tot Europa se poate comanda de pe site, deci Genius Nutrition. Mergeți și vedeți. De fapt, eu știu ce trebuia să aflu în cutie, dar am puțin emoții. Puțin. Bun. Cu ce să începem? Cercile în continuare sunt disponibile dacă sunteți interesați de o șapcă, să-mi scrieți pe Instagram sau pe Facebook. Iar haideți să vedem primul element. Un snapback Genius Nutrition, o mănușă, Fury, un shaker Genius Nutrition, shake. O cutie AKG, la fel, un fel de pre-workout, un BCA pentru regenerarea mușchilor, bang, un I-Whey, proteină, ciocolată, ciocolată. Ce mai e? Niște multivitamine, ceea ce e foarte, foarte important. Deci mie personal ce mai important e proteina, vitaminele și flexul, deci pentru articulații, jointmentul, ca să nu ucid articulațiile foarte repede. Mai avem un flex pentru articulații. Iar ce mai avem aici? Un lipo, un fat burner, arzător de grăsime. E foarte important că și cu fat burner trebuie să mergi la antrenament, trebuie să te antrenezi. Deci nu e așa că nu faci nimic și faci slab. Deci trebuie antrenat și cu asta. Să vedem ce mai avem aici, niște brățări. O să pun și una deja. Bang! Warcry, man! Warcry! Și niște cucuri.
Mulțumesc foarte mult pentru Genius Nutrition, pentru suport. Cum am zis, mergeți pe geniusnutrition.ro, vă dați comandă dacă scrieți Orban 12, o să primiți 12% reducere din ceea ce o să comandați. Mulțumesc frumos și haideți să mergem atunci să facem Supermarket Challenge-ul. No, iată, am ajuns și la fața locului. O să mă duc ca să iau o ciocolată. Vreau să semnalizez că pe magazin nu e niciun semn că nu am voie cu bicicleta, că nu am voie cu înghețată, că nu am voie cu orice. Deci, pur și simplu, eu nu fac nimic împotriva legii. Haideți să vedem reacțiile, rezultatul. In. Bună ziua! Mersi! Mersi! Ha ha ha.
Aia zi migere că gata zi a nincis. Bum. No, gata, challenge-ul done. Am cumpărat o ciocolată, am făcut 380 de grade și am sărit peste un obstacol în magazin. Din păcate, nu prea aveam ce să mai fac. Toate rafturile erau foarte, foarte micuțe, deci nu prea aveam cum să merg cu bicicleta între ele. Plus, erau și oameni. Și când am intrat cu bicicleta, bodyguardul sau omul de securitate a văzut că am intrat cu bicicleta, dar nu a zis absolut nimic, nu venea după mine. Deci din cauza asta e posibil că puteam să merg cu bicicleta înăuntru până dimineața. Dar asta ar fi normal, poți să mergi în magazin cu bicicleta, să iei ce ai vrut. Cum ați văzut, nu am mușcat bicicleta, nu am mâncat nimic, nu a distrus nimic. Deci e normal să mergi cu bicicleta. În general m-a plăcut, dar nu a ieșit ceea ce am vrut să iasă, că eu m-am gândit că o să fie ca peste tot, că o să fugă după mine. Am crezut că omul de pază va fugi după mine, o să avem puțin circ, discuții, de ce am intrat cu bicicleta, etc., etc. De fapt, în acest magazin nimeni nu a spus nimic, puteam să merg cu bicicleta, puteam să fac ce vreau eu. Deci, eu m-am gândit mai bine dacă ies. În viitor o să mai fie niște supermarket challenge-uri. Dacă ai vreo idee unde aș putea să fac un supermarket challenge unde sunt chiar răi paznicii sau ceva de genul, te rog să-mi lași un comentariu jos și o să mă duc să văd. Cam asta a fost video-ul meu. Am și Facebook, am și Instagram, iar acum am și niște șepci. Mai am câteva bucăți, că am făcut câteva bucăți pentru test, ca să văd dacă sunt oameni interesați. Deci mai sunt câteva bucăți, dacă vrei o șapcă, scriem un privat message și vorbim. Cam atât a fost video pentru astăzi. Să apeși un like dacă ți-a plăcut, să apeși clopoțelul să știi dacă mai uploadez ceva în viitor. Eu am fost Orban Gobi. Comentariul zilei merge aici. Peace!